Tocmai mi s-a șoptit în cască faptul că Moș Crăciun e prins în trafic, dar e undeva pe aproape, va ajunge în câteva minute, dar până atunci noi mai avem două momente cu totul și cu totul speciale. După cele pe care tocmai le-ați ascultat, au fost pentru dumneavoastră Let It Snow și Sleigh Ride, într-o adaptare cu totul și cu totul personală, realizată de un alt băcăuan, pentru că da, Sorin Zlat e băcăuan, și nu e doar băcăuan, ci e unul dintre cei mai cunoscuți băcăuani în întreaga lume. E născut în 1985, e absolvent al Universității de Muzică George Enescu din Iași. A continuat apoi la Universitatea de Muzică din București, câteva stagii internaționale și mai ales câteva premii foarte importante. Vă spun așa, selectiv, foarte pe scurt, un premiu la Monaco, un premiu foarte, foarte important la Jacksonville, Florida, în Statele Unite. E singurul român care a obținut acest premiu. Dacă am văzut bine pe Facebook, de curând au cântat în Coreea, au cântat în Elveția, Spania, Israel, Belgia, Turcia, Franța, Italia și așa mai departe. Sorin Zlat e de fapt un maestru al improvizației, așa cum ați văzut ce a făcut din aceste colinde, și tot cu Sorin Zlat Band vom continua, dar înainte de asta aș vrea să-i aplaudăm încă o dată pe Sorin Zlat Senior la saxofon, pe Răzvan Cojocan la contrabas și pe Laurențiu Ștefan la baterie. L-am lăsat special pe Sorin Zlat la urmă, pentru că ne vor încânta în continuare.